Omul după inima lui Dumnezeu, regăsit pe paginile Sfintelor Scripturi, este regele David. Cu toate că el este caracterizat de o grămadă de calități care indică această caracterizare ca fiind omul după inima lui Dumnezeu, rămâne în istorie ca fiind un om care a avut și eșecuri. Întrebarea care ne slujește astăzi drept pildă de învățătură este cum cad vitejii lui Dumnezeu. Despre David aflăm că pe vremea când împărații mergeau la luptă, el a ales să stea acasă și mai mult decât atât să păcătuiască cu o femeie pe nume Bathsheba. Ce l-a împins pe David, omul după inima lui Dumnezeu, să păcătuiască? Câteva adevăruri regăsite pe paginile Sfintelor Scripturii, care să ne slujească și nouă drept avertisment. Mai întâi de toate, indiferent cine ești, nu e scutit de ispite. Despre David, omul după inima lui Dumnezeu, aflăm că și el a fost ispitit. Din nefericire a căzut ispitei. Așadar, indiferent că ești un gigant al credinței sau un simplu om, fii atent, vei fi ispitit. Mai mult decât atât, aflăm că ispita și căderea în păcat este de regulă progresivă. Despre David aflăm că în cele din urmă păcătuiește cu Bathsheba, pentru că deja a deschis ușa compromisului prin căsătoria cu mai multe femei. Dacă deschizi compromisul și lași pe el să-și găsească loc în inima ta, va fi o chestiune de timp până când vei cădea într-un mod josnic. Mai mult, despre căderea lui David, aflăm că cele mai multe lupte de regulă nu sunt duse în public, ci acasă. David a fost victorios în public când l-a învins pe Goliat. David a fost victorios atunci când era urmărit de regele Saul, dar David a falimentat acasă. Așadar, ai grijă că cele mai greu de dus bătălii nu sunt în public, ci acasă, când nu te vede nimeni. Și fii atent, în ultimul rând, că ceea ce produce căderea vitejilor lui Dumnezeu este simplu fapt că rămâne inactiv. Despre David găsim scris în 2 Samuel, capitolul 11, că el nu a plecat împreună cu oștiria la război, ci a rămas acasă la Ierusalim. Problema nu este ce faci întâi de toate, ci ce nu faci. Este o chestiune de timp, dacă rămâi într-o stare de inactivitate, ca să cazi. Așadar, fii mereu în gardă, fii mereu pregătit și învață din căderea lui David. Ba mai mult, învață din reabilitarea lui David. Și dacă în viața ta au existat eșecuri și ai căzut, asemenea lui David, vreau să spun că David rămâne omul după inima lui Dumnezeu, pentru că el știe să se pocăiască și de fiecare dată se întoarcă la Dumnezeu. Și dacă asta este situația și în cazul tău, așa cum David a căzut, te invit să faci și ce a făcut David, să te pocăiești și să primești reabilitarea.